Am unul de mult, când au fost ploile cele mari, muneca ta pe împrejur era glot prăpădenie. Măcar nu vine... Măcar nu vine să scoat o lăpată de jinămul din căsle astea. Singur a scoat, singur. El bolnav. Și de tipada eu scot jinămul din căsle astea. Ana Ursu are 96 de ani și locuiește singură. Trăiește într-o sărăcie greu de imaginat. Femeia nu are nici măcar cu ce își face focul sau își cumpăra o pâine. Spune că toată pensia o ridică fiică sa, care nu îi pretrece pragul. Odată cu începutul ploilor, casa femeii s-a umplut cu apă. Ia că ne-am făcut hândicheș în cetișul. Așa e împrejur făcut. Singur. Și amuia mă gătem înuntru să torn, să fac. Că îi vine așa o leacă în jos și am să ridic apa, dar așa să fac așa, să duc de fiuș afară. Și am fost plin. Și am dat drumul la ușă. Până nu de mult, bătrâna locuia împreună cu soțul ei, care era bolnav. Ca să nu moară de frig, iarna mai căra cu desaga lemne din fâșiile forestiere din apropierea casei. În ultimile luni își pune însă sub plapume sticle cu apă fierbinte. Am aluțul. Dar pușii nu erau prinsă ghine? Nu era dopu pus ca lume. Dar și nu dați focul? Dar de unde lemne dacă n-am? Și căram din pături, aici cam pe jos, mai și facem, da, aducem de foc. Da, mă, nu pot. Și a căniu curs și pușa întins tăti slusușii. Spune că are două fete, una dintre care este peste hotarele țării. Avem două, da, una în... Asta... În Italia, una. Acolo e mare tată și acolo copchii. Da, asta aici, de la val, de șăvă, ce trăiești. Salaltă ieri a îngrăit coșeie. Și coșeia a învățat-o să nu-i dăi nic, să nu-i facă nic. Coșeia când era pici pe aproape lucra, da, ea ne aduce bă mâncare, bă vine, mai șterge, mai spăla, mai... Face curățenii, dar asta deloc, deloc, de când de așa ea, iecă n-a făcut. Și ne-a luat spenția și a luptat-o până mulă dânsă au fost amu. Nu are carte, povestește bătrâna, care afirmă că toată viața ei a muncit. Inițial a crescut cele 7 surori pe care le are, au urmat copiii ei și toți nepoții. Ajunsă la bătrânețe și poartă singură de grijă. Am avut 7 surori și câteți am crescut, câteți am rămas așa de părinți la război. Pe urmă am crescut nepoți tari munciți am fost. De 2 ori pe săptămână îi trece pragul asistenta socială, care îi livrează 2 pâini cu care se hrănește întreaga săptămână. Pâine aduce 2 batoane, 2... Batoane de teniaduși care dă de la stat. Am avut și cartofi, am avut și păpșoi, am avut și fasole, ce vrei. Și rădiche și patrajică și piepine și de tăte. Dar și nu pot, tătă, sau gard, uite cum îți culcate gardul în coașe. Sau gardul și mă fură. Datele statistice arată că aproape o pătrime din populația țării este la limita sărăciei și supraviețuiește cu nici 2000 de lei pe lună. Aproape 10% sunt sub limita sărăciei extreme, adică își permit să cheltuiască jur de 1500 de lei. Nivelul de studii scăzut este unul din factorii care explică sărăcia, spun experții.